Îi spunem bun găsit profesorului Antoniu Martin. Bine ai venit în studioul nostru. Bună ziua, mulțumesc că m-ai invitat. Vorbim despre campanie electorală. Începe încet, încet campania electorală, încep promisiunile, începe zahărelul, începe jazzul, cum spun unii. Și bineînțeles că trebuie să ne activăm foarte bine filtrele la toate mesajele pe care le primim în această perioadă. Toate promisiunile, tot ce înseamnă discurs public, tot ce înseamnă mesaj electoral, trebuie trecut oarecum printr-un filtru al normalității. Asta ca să putem să alegem la momentul potrivit persoana potrivită din acest amalgam de politicieni care vin cu aceste mesaje. E bine, să vorbim puțin despre o situație generală în care ne aflăm. Bineînțeles, un context post-pandemic, este vorba despre un context destul de dificil în care politicienii trebuie să-și construiască campanii electorale, totuși nu unul imposibil. E bine, să vorbim puțin despre ce înseamnă România în anului de grație 2020 și mai apoi să mergem spre acele promisiuni care au început să se facă în perioada aceasta. Da, este un an foarte interesant, atât prin prisma, iată, pandemiei care nu se mai sfârșește, din ce putem constata, cât și prin prisma faptului că vom avea alegeri locale în 27 septembrie și deocamdată toate datele converg spre acest aspect. Și, bineînțeles, vom avea și alegeri parlamentare undeva la începutul acestei ierni, lucru foarte important. Așa cum se cunoaște, miza alegerilor locale a crescut foarte, foarte mult în ultimii ani și în România, deoarece administrația locală a primit o pondere tot mai importantă în ceea ce înseamnă sistemul administrativ, sistemul decizional din țara noastră. Cu alte cuvinte, cine controlează, să spunem, o primărie, știu eu, a unui municipiu, reședință de județ, cine controlează un consiliu județean, putem spune că face jocurile în mare parte și va face jocurile în mare parte vis-a-vis de alegerile parlamentare. Ok, bun. A crescut foarte mult, cu alte cuvinte, importanța nu doar administrativă, nu doar, știu eu, de imagine pentru comunitate, cât și importanța politică a primarilor și a președintelui Consiliului Județean. În tot contextul acesta și administrația centrală este importantă pentru că cine organizează de obicei are șanse mai mari de câștig. Contextul pandemic în care se desfășoară toată povestea aceasta este unul destul de dificil, dar cred eu jucat și din punct de vedere politic. Cum observi tu fenomenul acesta? Și în mare parte, sigur că lucrurile s-au schimbat. Și oarecum sub ochii noștri se petrec câteva mutații și în ceea ce înseamnă abordarea electorală a politicienilor, a celor care formează mesajele electorale, mesajele de campanie către cetățeni. Vedem că, bineînțeles, oarecum și în această precampanie care a început furându-se startul, pentru că nici un politician n-a așteptat bună oară să se dea începutul oficial al campaniei. Uh-huh. S-a furat startul cam peste tot, de către toate partidele, de către toate echipele de candidați și așa mai departe. Spuneam că se va schimba puțin paradigma în ceea ce înseamnă abordarea campaniei electorale. Cred eu că va fi o campanie mai ales în mediul online, cu centru de greutate în mediul online, sigur și pe televiziuni, pe media, dar din cauza imposibilității de a crea acele focus grupuri care se făceau în anii precedenți, la scrutinile precedente, cred că mai mult se va marșa pe abordarea mediului online. Și aici asta se observă pentru că este un mediu aproape gratuit în care este nevoie de abordare profesionistă, de profesioniști, exact. Dar mediul de propagare este unul gratuit și care merge spre întreg mapamondul, da, să spunem așa. Da, și mai trebuie așa să înțelegem un lucru și pretențiile electoratului s-au schimbat în ultima perioadă, atât în bine, cât și din punct de vedere negativ sau sub aspect negativ. Pe de o parte,
electoratul, avem un electorat oarecum mai sensibil pe o anumită, pe un anumit discurs în ceea ce înseamnă realizările administrative a celor care au fost la, la putere, la guvernare, la administrarea unor orașe și, și județe, a unor comune în România. Dar pe de altă parte, dinamica vieții cotidiene, impulsionată, dacă vreți, de toate aceste bulversare, de toată această angrenare la nivel mondial, unde timpul nu mai are răbdare cu noi și nici noi nu mai avem răbdare, nu mai avem paciența de a lectura anumite programe electorale la modul serios, nu mai avem acea răbdare, disponibilitate interioară să analizăm, să facem comparații între diferite abordări, diferite strategii, și atunci mediul online oferă practic produsul finit, am putea să, să spunem. Da, în sensul în care și un limbaj mai apropiat de mai acele vârste, mai accesibil acelor vârste, da, care până acum nu erau sensibilizate de această mișcare electorală. Da, este vorba despre tineri, principala care provocare, vin tot mai aproape, sigur, de fenomen. Care și-o doresc politicienii sau cei care nu candidează la diferite funcții și la alegerile locale, ar fi să atragă, să capaciteze acel segment nehotărât sau indecisilor, care poate votau până acum foarte, foarte puțin sau nu votau deloc. Bună oară a celor care intră ca elemente de noutate în sistemul electoral, cei care au deja 18 ani și pot să, să voteze. Deci cred că una peste alta sunt câteva provocări interesante în acest context de pandemie. Și nu numai, pentru că spuneam, și contextul național și internațional este de așa manieră încât suscită alte abordări. Cred că, sigur, aici sarcina cea mai dificilă revine și echipelor din spatele politicienilor, acelor consultanți, acelor oameni care concep și anumite strategii și, bineînțeles, le și pun în operă, pentru că, de multe ori, politicianul, candidatul, este doar un actor care, într-un fel, activează, evoluează într-un scenariu foarte bine trasat, sau mai bine sau mai puțin bine trasat de către anumiți strategi, regizori ai fenomenului electoral. Totuși, cum trebuie să privească omul de rând tot circul acesta, să spunem așa, și cum să filtreze între mesajele reale și mesajele croite pe calapod, da, care greu, vin, care este vin foarte greu în urma unor statistici. Și pentru noi care, să spunem, încercăm să fim cât mai profesioniști în acest domeniu, este foarte greu să faci o filtrare ancorată așa în rațional, să ai o abordare detașată de cele mai multe ori, mai ales pentru oamenii de rând, cei care nu prea au, să spunem așa, pasiunea politică sau nu sunt neapărat angrenați în sistemul politic, în sistemul de partide, nu sunt membri ai unor partide, nu sunt simpatizanți declarați și așa mai departe. Și atunci este greu să filtreze astfel de, din acest noi an tot mai stufos de mesaje electorale. Și spuneam, există și acea componentă a lipsei de răbdare cu care suntem tentați să accesăm informațiile de pe internet, de pe rețelele de socializare. Și, bineînțeles, una peste alta, rezultatele se văd. Este foarte ușor pentru anumite echipe electorale să construiască în jurul candidaților o imagine, să spunem, oarecum deformată a acestora, sau să creeze acel candidat ideal sau cel care ar trebui să fie văzut sau perceput ca tare de majoritatea electoratului, de votanți. Și aici, sigur, că va fi iarăși foarte greu pentru cetățeanul de rând să analizeze și să deconstruiască acea imagine de pe tablou, cum se spune, acea imagine de pe poster, acea imagine de pe pagina de Facebook, nu, sau de pe clipul electoral, pentru că ne vom trezi cu foarte multe clipuri în acest sens în perioada următoare, cu foarte multe mesaje. Sigur, pe de altă parte, nici politicienii parcă nu mai au acea disponibilitate, acea apetență pentru dezbateri autentice.
Da, se ocolesc dezbaterile din cauză că acele dezbateri lipsesc. S-ar putea să favorizeze tocmai oponentul politic. Da, aduc un dialog în care deja este vorba despre luptă adevărată, luptă tet-a-tet, luptă de ideologii, cuvinte și spontaneitate. Și asta de multe ori putem spune că lipsește din jocul acesta. Da, ține minte că au fost perioade cu astfel de dezbateri în România, chiar sigur ne uitam și la televiziunile centrale la un moment dat când erau candidați, mai ales pentru funcția supremă în stat, pentru prezidențiale, și sigur că de multe ori acele dezbateri au făcut diferența. Evoluția și comportamentul personalităților respective în momentul dezbaterilor, poate între cele două tururi de scrutin, au făcut diferența și au generat câștigătorul. Pe de altă parte, sigur, spuneam, în această dinamică tot mai accelerată în care trăim, nici candidații nu mai sunt dispuși să participe și să asume o anumită ipostază, aceea de a explica mai pendelete din programul, din strategia lor administrativă cu care vin înspre comunitățile pe care doresc să le administreze cel puțin un mandat de 4 ani. Și atunci preferă să dea anumite mesaje subsumate în câteva concepte, în câteva noțiuni, în câteva cuvinte. Știu eu, pe un design cât mai atractiv, cât mai sensibilizator, în anumite ipostaze pe care le consideră cele mai avantajoase pentru ei în percepția electoratului. Și, bineînțeles, fiecare încearcă, mai ales cei care sunt mai bine plasați în anumite sondaje, încearcă să-și conserve poziția, încearcă să-și conserve locul în imaginea electoratului și atunci nici nu asistăm pe bună dreptate la dezbateri, la polemici, oarecum care ar putea fi și constructive până la un moment dat, între candidați. Pe de altă parte, un tur de scrutin, cum se vor desfășura și aceste alegeri locale, în mod normal favorizează primarii în exercițiu, primarii care sunt în funcție. Adică, trebuie să o spunem foarte clar, este foarte greu să înlături un primar care este deja în funcție și are o anumită imagine, are și niște realizări. Și atunci este foarte greu să îl debarci printr-un singur tur de scrutin. Sigur, dacă existau două scrutinuri, atunci lucrurile poate că primeau o altă dinamică, o altă abordare și strategiile electorale se schimbau, poate aveau loc și altfel de alianțe decât la cele la care asistăm astăzi. Nu vorbesc aici doar local, cât și la nivelul peisajului administrativ național. Vedem să mai și București. Încă un subiect destul de interesant ar fi așteptările electoratului. Da. Ei bine, acest orizont de așteptare s-a creat în timp. Este vorba despre lucrări la infrastructură, despre ajutoare sociale, despre tot felul de intervenții pe care autoritățile le pot face ca un fel de Big Daddy sau, nu știu, Big Brother, care trebuie să ajute neapărat marile mase ale populației și să le ducă spre culmile civilizației următoare. Deci, paternalismul acesta la care... Ce se întâmplă la aspectul acesta? Care ar trebui să fie așteptările unui electorat sănătos, democratic în secolul 21 de la autoritățile care... Mai ales autoritățile locale, dacă vorbim de alegerile locale. Da, aici trebuie, sigur, într-adevăr, trebuie făcut o diferență și trebuie pus punctul pe i, pentru că foarte multă lume crede că, știu eu, un primar poate să rezolve o multitudine de probleme, poate să se implice într-o gamă extrem de largă de proiecte, de activități, de domenii. La fel, un președinte de Consiliu Județean, știu eu, trebuie să gestioneze tot ceea ce mișcă în pe raza județului respectiv și așa mai departe. Sigur că în ultima perioadă, conform legilor de descentralizare administrativă, administrația locală a primit tot mai multe prerogative și mai mult decât atât a primit și bugete pe măsură sau anumite administrații locale beneficiază de bugete destul de serioase.
în baza cărora pot să pună în operă diverse proiecte și să genereze diverse zone de dezvoltare în anumite zone, în anumite regiuni ale țării, așa cum știm cu toții că s-a și întâmplat. Dar pe de altă parte, iarăși trebuie să înțelegem că administrația locală nu poate să, știu eu, să genereze bunăstare la unanimă sau generală în societate. Bunăoară nu poate să mărească pensiile, nu poate să crească salariile în domeniul bugetar, bunăoară, sau, știu eu, să mărească alocațiile copiilor la nivel național. Mulți se așteaptă la aspectul acesta și mulți chiar își doresc de la primării să primească locuri de muncă, locuințe sociale, drumuri ca în Occident și așa mai departe. Pe bugete. Pe de altă parte, acest orizont de așteptare a fost creat de politicieni la un moment dat care au promis la rândul lor. E bine, acest echilibru dintre promisiune și ceea ce se poate livra într-un termen de, să zicem, realitate, mandat sau două mandate, ar trebui să-l cunoască tocmai acel cetățean care merge și pune ștampila pe cineva. Mă cam îndoiesc că, iată, având în vedere maniera în care se vor desfășura aceste campanii electorale sau această campanie electorală pentru alegerile locale din 27 septembrie, lumea va fi familiarizată cu prerogativele reale, cu atributele reale ale administrației locale. Fie că vorbim de administrație comunală, știu eu, municipală și județeană. De aici și această confuzie, această suprapunere într-o oarecare parte a mentalului colectiv a percepției despre atribuțiile instituțiilor publice. Sigur că pentru o primărie, pentru o administrație locală, totdeauna va fi greu să țină acest echilibru de care tu vorbeai între problemele sociale, care, din păcate, și semnalele vin în această zonă tot mai pronunțate, vor crește în perioada următoare pe acest fond de criză economică globală în care am intrat. Și, spuneam, și bugetele care sunt necesare pentru dezvoltarea unei comunități, unui oraș, unui județ. Pentru că, știm cu toții, administrația locală trebuie să și genereze plus valoare acolo unde funcționează. Cu adevărat, și asta înseamnă că trebuie să și creeze acele locuri de muncă, să creeze parteneriate poate publice-private cu diferite firme, cu diferite consorții, companii și așa mai departe, care să doar aducă că la noi, plus valoare în comunitate. La noi există o problemă. Nu există instituția lobby-ului și toate acestea sunt considerate, trafic de influență. Am mai vorbit despre asta cu câțiva ani în urmă. Da, cum că păcate, noi nu ne punem la punct, nu s-au decelat foarte bine. Din punctul de vedere al acestui cadru legislativ, la noi este totul foarte interpretabil. Și din cauza aceasta nu există niciun fel de curaj în a merge spre domeniul privat. Pe de altă parte, domeniul privat nu prea poate să facă mare lucru. Nu prea poate să eventual să financeze evenimente sportive sau unele ONG-uri, care toate sunt interpretabile. Dar vine pe o nișă foarte subțire și vine impactul, pe o nișă subțire, impactul da. Este unul oarecum destul de subțire. Dacă în secolul trecut, de exemplu, vedeam baroni care puteau să construiască într-un oraș, și da, mecena, și mecenatul, și ce însemna toată povestea aceasta, de exemplu și în Arad, da? Evident, Aradul este un exemplu în această perspectivă, da, sigur. Da, în zilele noastre acest lucru este aproape imposibil, dar poate nici că există și o anumită frică din anumite deduceri, anumite facilități fiscale, mă rog. Dar poate exista și o anumită frică din partea politicului ca nu cumva să facă cineva concurență prin astfel de gesturi, pentru că fondurile în domeniul privat se mișcă mult mai repede și mult mai eficient decât, de exemplu, dacă este statul. Este foarte subțire această, să spunem, această balanță, acest echilibru este foarte greu de ținut între o relație corectă dintre administrația locală și, știu eu, oamenii de afaceri, între cei care performează în domeniul privat, pentru că sunt tot felul de interpretări care pot fi speculate și unde se poate interveni chiar sub aspect legislativ, așa cum foarte bine spuneai. Pe de altă parte, spuneai și de anumite așteptări ale unui segment electoral. În ultima perioadă, cred că au crescut
s-a diversificat orizontul de așteptare la mulți dintre cetățeni, în sensul în care s-a făcut trecerea de la problemele de infrastructură, de la problemele, știu eu, legate de asfaltare, canalizare, știu eu, trotuare, chestiuni edilitare, da? Exact, pe care mulți le consideră deja ca fiind ceva normal, fiind o normalitate. Bună oară, de ce aș lăuda, nu știu, administrația unei comune că asfaltează străzile de acolo? Este ceva firesc, da, 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 să facă acest lucru. Dar dacă într-o comună, știu eu, aduce o plusvaloare, aduce un investitor important, creează locuri de muncă, poate face un parc de distracții, creează o stațiune turistică, deja sunt lucruri care pot genera altceva, o altă abordare și o altă perspectivă pentru comuna respectivă. Și atunci putem să vorbim apreciativ la adresa administrației de acolo. Bine, am dat un exemplu, spune, sigur, mic, dar care poate este relevant. Putem spune că lăsăm încet, încet în spate o etapă a rezolvării problemelor de infrastructură, nu-i așa? Și să mergem încet, încet spre ce înseamnă emancipare. Un lucru pentru care urbană, s-au luptat foarte mulți. Ce înseamnă, până la urmă, faciesul unui oraș, ce înseamnă să gândim știu eu, un brand pentru un oraș, pentru un județ, el să gândim un anumit profil, un profil economic, social, cultural. Bună oară, când ne întâlnim cu cineva din afara județului sau a țării chiar, să putem să, prin două, trei cuvinte, să putem să definim, să ne definim orașul, județul, localitatea în care trăim, astfel ca acele zone, acele localități să poată fi atractive și pentru un străin care n-a mai fost niciodată poate la noi, sau chiar pentru un om de afaceri, să-i trezim interes și așa mai departe. Pe de altă parte, avem nevoie și de o viață urbană extrem de dinamică, de activă, de știu eu, de interesantă, iar acest lucru cred că trebuie să așteptăm mai mult. În această zonă, cred că administrațiile locale, de peste tot din România, trebuie să se implice mult mai mult. În această dinamică a orașelor, vedem că sunt orașe în România care au început să se racordeze la ceea ce se întâmplă la nivel european, fac parte din diverse asociații ale orașelor europene și din alte zone ale lumii, de unde nu au decât de câștigat din participările respective. Pe de altă parte, sigur că un oraș trebuie să beneficie, într-un oraș, dacă trăiești, trebuie să beneficiezi de un confort urban, în ceea ce înseamnă, știu eu, viața culturală, o viață academică corespunzătoare, o viață servicii, educațională, facilități, bineînțeles, de la transportul în comun până la diverse alte facilități normale care funcționează în multe orașe din Europa, ca să ne referim doar aici. Bun, deci practic ar trebui să ne activăm un filtru de genul acesta care să fie adaptat în primul rând la profilul acelei localități în care trăim. Da. Adică să știm exact cam spre ce putem tinde, cine poate să facă ceva pentru noi și în cazul acesta și care este programul concret pe care personajul respectiv din politică îl abordează. Acei candidați care ne cer voturile trebuie să, în această oarecum parcimonioasă campanie electorală care va urma, am explicat oarecum de ce, cred că ar trebui să se focuseze măcar pe aceste aspecte. Cum spuneam noi aici foarte succint, știu eu, cum vedem orașele noastre în perioada următoare, în următorii 4 ani, bună oară, ce vrem să facem cu ele, pe ce profile, cum le-am putea brandui, spre ce le-am racorda la nivel euroregional, la nivel internațional. În ce, cu alte cuvinte, în ce ligă vrei să joci, ca să folosim un termen din sport sau din absolut fotbal. Absolut important, nu? Să vrei știm să joci în liga întâi la nivel european, atunci trebuie să țintei sus. Trebuie să-ți propui, cel puțin să-ți propui să fii acolo unde contează și unde se dă tonul multor decizii. Pentru că altfel riști să te cantonezi într-o zonă marginală,
Și atunci nici investiții serioase nu vin, nici evenimente culturale majore nu pot să creeze, să genereze în oraș. Și bineînțeles, un alt aspect important este condiția tinerelor generații care treptat părăsesc acele localități comune, este orașe, județe. Este vorba și despre Arad, putem să o recunoaștem care, și care noi ne confruntăm cu fenomenul care acesta. Comparativ cu alte zone, cu alte orașe, chiar de peste graniță, acele elemente ale confortului urban pe care le putem circumscrie acestei sintagme de confort urban. Deci, trebuie cumva să înțelegem că și noi ca oraș, și noi ca județ, suntem într-o permanentă concurență. Nimeni nu stă pe loc, cum o țară nu stă pe loc, nici orașele care sunt focare, pol de dezvoltare, de niciunde nu stau pe loc. Și atunci suntem într-o concurență. În momentul în care nu ești bine pregătit, nu știi în primul rând ce-ți dorești, nu ai o strategie foarte clară, nici nu vei putea să accezi sau să te menții în liga întâi. Bun, am studiat și profilul pe care poate să-l aibă localitatea respectivă. Acum aș reveni puțin la limbaj. Limbajul este absolut esențial în construirea unui dialog, iar dialogul cu cetățeanul, din câte observ din limbajul abordat, este unul ostil. De obicei, această ostilitate rămâne activă și după terminarea scrutinului și bineînțeles că influențează limbajul pe care mai apoi cetățeanul îl abordează când vine vorba despre rezolvarea anumitor probleme edilitare în comunitatea respectivă. Creează nervozitate. Există o tensiune pe care tu foarte bine ai surprins-o ca om de media, mergi zilnic între oameni și de parte și de alta baricade, să spunem așa, și vezi, într-adevăr, noi, sigur, majoritatea dintre cetățeni, mai ales cei care nu sunt familiarizați în mod direct cu fenomenul politic administrativ, au un comportament oarecum, sigur, detașat de oarecum detașat, dar pe de altă parte există și o ură mocnită tensiune, un anumit subterană. Patos în ceea ce înseamnă interpretarea sau raportarea la indiferent, la un personaj politic, la un partid politic, pe care poți să-l simpatizezi sau să nu-l simpatizezi, nu te obligă nimeni, nu asta este problema. Însă, în momentul în care vrei să ai un dialog constructiv, și cred că aici trebuie să ajungem până la urmă, la un dialog constructiv din care, cum spunea cineva, să câștige fiecare parte, nu? Cred că trebuie să redimensionăm puțin această atitudine de ostilitate. În general, vedem și pe rețelele de socializare, indiferent de ce politicieni este vorba sau de ce lideri politici, administrativi se vorbește. Sigur, sunt și comentarii oarecum așa apreciative, care multe vin și din partea unor simpatizanți, dar apoi încep multe fricțiuni, multe animozități, tensiuni, se putem pune patos, atacul din păcate la persoană, sigur, și se omițându-se aproape în totalitate partea de dialog constructiv. Adică, haide să, dacă tot avem ceva de spus și avem anumite nemulțumiri, haide să propunem și să gândim o anumită formulă de abordare față de decidentul politic. Pentru că altfel, după ce va ajunge primar, la fel îl vom privi cu o anumită ostilitate și mai este un termen pe care l-aș putea folosi aici, cu o anumită suspiciune. Că oricum, indiferent cine ajunge acolo, la primărie sau în altă parte, oricum doar propriile interese le va urmări și, bineînțeles, își va da, sigur, contracte apropiaților și partidului din care face parte și așa mai departe. Nu știm această mentalitate. Aici este iarăși o problemă pe care noi avem în democrația noastră originală și oarecum tânără, adolescentină, o avem. Avem această suspiciune și neîncredere în politician, indiferent de palierul la care acesta Știm că se apropie de ciolan, nu? Cam asta e sintagma. Sigur că, sau mai există iarăși diverse atitudini în acestea de mijloc. Sigur, lasă-l
el, și dacă o mai furat, dar e important cum ai făcut ceva, să mai vedem ce face. A furat, dar este... a și făcut, nu? Cam asta a, a și făcut, povestea, da, da, să-l tolerăm. Deci există tot felul de atitudini neproductive din partea multor cetățeni, din păcate. Deci aici cred că avem foarte mult de lucru și cred că una peste alta această campanie electorală, din modalitatea în care ea se va desfășura, nu va putea să schimbe în mod fundamental această percepție a cetățenilor față de actul administrativ, față de instituțiile publice, față de primari, președinții consilii județene, consilieri locali, județeni și așa mai departe, pentru că nu, maniera respectivă nu va fi deloc una constructivă și nu va fi deloc poate o campanie, să spunem așa, în pozitiv, ci va marșa mai mult pe evidențierea aspectelor negative, nu-i așa? Unor puncte slabe sau a unor carențe pentru anumiți contracandidați. Am înțeles. Asta este poate deocamdată, cel puțin în acest moment, să spunem, la T0 situația, în mare parte, nu doar la nivelul județului, vorbim aici chiar la nivelul întregii țări, pentru că am văzut și s-au anunțat candidaturile și la pentru București. Am văzut acolo, sunt și lucruri interesante, dar și surprize. Unii oameni parcă nu se mai dau înlături din viața politică, vor cu orice preț să rămână în cărți. Sigur, este iarăși o tară a unora dintre noi. Ce să facem? Este greu de scăpat de anumite complexe, dar asta este altă discuție. Antoniu Martin, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog în care am încercat să clarificăm anumite aspecte legate de ce înseamnă fenomenul care ne va domina peisajul media în următoarele două luni. Este vorba despre alegerile locale, este vorba despre tot ce va veni spre noi și cum ne activăm noi filtrele pentru a face față cât mai bine aceste situații și, bineînțeles, a alege, mulți spun, cel mai mic rău. Dar, să spunem noi, soluția potrivită pentru comunitatea în care trăim. Ok, acestea au fost spuse, aceștia sunt parametrii discuției noastre pe care s-ar putea să o reluăm undeva peste două săptămâni, când deja suntem în mijlocul acțiunii din punct de vedere al campaniei. Și vom avea mai multe electorale, aspecte de discutat, de comentat. Sigur că da. Mulțumesc încă o dată, Antoniu Martin. Și rămâneți aproape de la Strada, pentru că vom mai aborda alte teme interesante aici. Numai bine!